dragii mei, suntem în prima zi și în prima duminică al lunii octombrie. Pe lângă faptul că este duminică și este sărbătoarea săptămânală, cea mai importantă, ziua învierii săptămânale pe care o prăznim noi creștinii, astăzi avem și un praznic al Maicii Domnului și anume acoperământul Maicii Domnului. Uh, de fiecare dată, la 1 octombrie, prăznuim acoperământul Maicii Domnului. Și poate, dacă vă întrebați ce este cu această sărbătoare, o să o descriu în câteva uh, fraze, uh, după care trecem la Evanghelia zilei și vom încerca să uh, ne concentrăm asupra învățăturilor din această Evanghelie. Această sărbătoare, uh, acoperământul Maicii Domnului sau Protecția uh, Maicii Domnului, în franceză așa se și cheamă, protecția, protecția de merdu, în fine. Nu intru în detalii, dar noi, ei nu au acest cuvânt, ca să zic așa, puțin arhaic, dar foarte bisericesc și mult mai duhovnicesc, acoperământ. Să nu credeți că e un acoperă sau că e vorba despre un acoperământ fizic, o terasă, un acoperiș, ci este vorba despre, uh, hai să spunem, cupola duhovnicească protecția duhovnicească, că de asta iau acest termen de protecție, pe care Maica Domnului uh, o oferă sau cu care protejează, acoperă pe cei credincioși. De ce s-a instituit această sărbătoare? Pentru că undeva, uh, destul de târziu în uh, Imperiul Bizantin, într-un cartier din Constantinopol... Uh, și anume Vlaherne, un, un cartier celebru din Constantinopolul bizantin, Vlaherne, um, Maica Domnului a făcut uh, o minune uh, oferind protecție la modul văzut, dar mai ales la modul nevăzut, da, atunci s-a concretizat într-un mod văzut, unei mulțimi de credincioși aflate într-o mare primejdie, care s-au rugat Maicii Domnului și Maica Domnului i-a acoperit, așa ca și cu un fel de mare acoperământ, protejându-i de, mă rog, intemperiile relele care urmau să se abată asupra lor. Și în cinstea acestei minuni pe care a făcut-o Maica Domnului, s-a ridicat acolo o biserică care, pentru prima dată în istoria creștinismului, a purtat acest ram, acoperământul Maicii Domnului. De atunci, în fiecare an, sărbătorim această prăznuire a Maicii Domnului, cerând și noi, la rândul nostru, protecția ei. Uh, și există și acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. De ce zice Sfântul Acoperământ? Pentru că, știți, uh, acest obiect vestimentar, voalul, era un uh, obiect vestimentar la, în vechii iudei, prin care femeile își acopereau și capul, dar era foarte lungă și înfășurau și trupul. Era un fel de șal, dar destul de mare uh, și purta numele de acoperământ. E, acest acoperământ l-a desfăcut Maica Domnului într-un chip simbolic și a acoperit cu el, bineînțeles, mărindu-se la modul văzut, ca să zic așa, acest obiect vestimentar, i-a acoperit pe cei care s-au -au rugat ei să fie protejați. Și atunci, în majoritatea icoanelor care cumva ne aduc aminte și zugrăvesc acest eveniment, Maica Domnului este înfățișată cu acest acoperământ foarte larg, foarte mare și sub acoperământul ei mulțime de credincioși uh, aflându-se sub oblăduirea Maicii Domnului. Uh, acatistul amintește de această minune, dar acatistul sărbătorii amintește și de faptul că uh, suntem datori noi creștinii să ne adresăm uh, Maicii Domnului uh, cu această, cu această rugăminte de a ne ocroti, de a ne proteja, ea este, dacă vreți, cum zicem și într-o rugăciune pe care suntem cumva chemați, o zicem în fiecare dimineață, acoperământul celor necăjiți. Cine sunt cei necăjiți? Cred că cu toții suntem necăjiți, dintr-un punct de vedere sau altul. Dacă ne merge bine material, nu cred că ne merge la fel de bine și duhovnicește. Și atunci, un anumit necaz mai mic sau mai mare, fiecare om, fiecare credincios îl are. Așadar, rugăciunea care se face uh, să ne acopere Maica Domnului cu Sfântul, acoperământ, ține cumva de această sărbătoare pe care o prăznuim astăzi. Evanghelia noastră de astăzi uh, este sau face parte din Predica de pe Munte, dar are un subtitlu: Iubirea Vrăjmașilor, pentru că Pericopa, hotărâtă de Sfinții Părinți a se în duminica de astăzi, face prin excelență referire la porunca pe care Mântuitorul ne-o dă ca să ne iubim vrăjmașii. Nu doar să iertăm, atenție, o să revenim asupra acestui. Evanghelia este destul de scurtă, dar cu îngăduința dumneavoastră, după ce citim pericopa evanghelică, o să facem o mică excursie în tot capitolul 6 de la Luca, să vedem de ce a rostit Mântuitorul în denurile pe care le voi citi acum. În vremea aceea zise Domnul, precum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Și dacă faceți bine ceea ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor de cale la, la care ne dăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi în tocmai ci voi iubiți pe vrășmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb și răsplata voastră va fi multă și veți fi fii celui prea înalt, că el este bun și cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și tatăl vostru este milostiv. Oh. O greu cuvânt, nu? Una dintre cele mai complicate, aș spune, de pus în practică Evanghelii. Cum adică iubiți-vă vrășmașii? Cum adică dați cu împrumut fără să mai vreți să luați înapoi? Cum adică faceți bine celor care vă fac rău? Că iată, de multe mii de ani, omul s-a călăuzit doar după legea talionului, dar legea Vechiului Testament. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Adică legea care îi dădea voie unui iudeu că dacă cineva îi va scoate un ochi, avea dreptul să îl scoată și el. Dacă cineva îi va rupe un dinte, are și el dreptul să i rupă un dinte. Și așa mai departe. Adică după faptă și răsplată, sau uh, nu știu cum să o mai numesc, uh, o lege a, aș spune, a războiului. Multora dintre noi, noi, ni se pare legea aceea talionului fiind dreaptă. Păi, dacă mi-a scos un ochi, și eu îi scot. Dar ce câștig, vorba lui Hristos, cu treaba asta? Am o răsplată sufletească, adică care se referă la ego-ul meu. Mi-am mi făcut dreptate. S-a făcut dreptate și atunci ego-ul meu este mulțumit. La fel, cu tot ceea ce ne spune Mântuitorul, faceți rău celor care vă face rău, zice nu faceți bine. Dar cum pot eu să fac bine? Dacă cineva îmi face rău, eu îi fac înapoi rău și, din nou, ego-ul meu este satisfăcut. Pentru că am dat după cum mi s-a dat. Mântuitorul, în schimb, vrea să ne ducă într-o altă eră, am putea spune, da? În era, într-adevăr, creștină. Dacă această Evanghelie ar fi fost respectată de toți cei care au primit cuvântul lui Hristos și s-au botezat creștini, cu siguranță lumea noastră de astăzi ar fi fost cu totul alta. Am mai spus acest lucru. Dacă fiecare s-ar fi străduit nu să-și iubească vrășmașii, dar măcar să nu le mai răspundă cu rău, poate că lumea ar fi fost alta. Aveți zice, dar vrăjmașii vor, ar fi continuat să facă rău. Posibil, dar posibil să nu. Vedeți cum a înmuiat uh, Hristos inimile celor care păcătuiau pe vremea lui, nepedepsindu-i, nejudecându-i și nepedepsindu-i. Ne aducem aminte de femeia cea păcătoasă care trebuia să fie ucisă cu pietre. Mântuitorul a scăpat-o și a zis celorlalți care voiau să o ucidă, cel care, are, care nu are niciun păcat să arunce primul cu piatra în femeia asta. Și toți au lăsat pietrele jos. Pentru că toți se știau păcătoși. Ba mai mult ne spune Evanghelistul că Hristos a început să scrie cu degetul pe nisip, și după o frumoasă tradiție creștină, de fapt, el scria acolo pe nisip sau pe pământ cu degetul păcatele fiecăruia dintre cei care erau și rușinându-se de faptul că au fost vădiți, au lăsat piatra jos. Nu din propria lor conștiință, ne spun părinții. Că știți, după conștiința noastră, toți am vrea să ne punem supreș păcatele și toate uh, nimicniciile noastre și nevredniciile noastre pentru că ne place să avem o imagine doar frumoasă de unde, a mai, de unde să ne se știe că de fapt nu suntem așa imaculați cum vrem să părem. Ori Hristos le-a dat pe față păcatele lor și atunci și-au dat seama că nu au dreptul să o pedepsească pe acea femeie. Deci iată Hristos nu a încurajat aplicarea orbească a unei legi. De asta ne și spune iubiții vă vrășmașii. Ca să ne iubim, și însă, trebuie să începem prin a accepta faptul că avem vrăjmași și a îngădui că dacă ni se întâmplă ceva, suntem chemați de Hristos să nu răspundem la fel. Nu este simplu. Este un efort, în primul rând, de, hai să spunem, călcare pe sinele nostru, pe ego-ul nostru, pe mândria noastră personală pe faptul că nu e drept ce mi s-a întâmplat, să călcăm pe toate astea și să, ca să putem împlini cuvântul Mântuitorului. Este, cum vă spuneam, cred, cea mai grea dintre porunci. Bine, una dintre ele este, și cea mai importantă, este iubiți-vă unii pe alții pe cum eu v-am iubit pe voi. E, așa, la modul general, nu-i prea complicat. Da, te gândești, da, îl iubim, vom mai povesti la vremea respectivă despre această poruncă. Dar asta care este cu subiect și predicat, iubiți-vă păi asta ni se pare nouă ceva de neacceptat, cu siguranță. Și iată că totuși este condiție. De ce spun că este condiție? Pentru că Hristos delimitează prin împlinirea acestei porunci pe creștini de păgâni, pe cei care fac voia lui Dumnezeu, de cei care nu fac voia lui Dumnezeu și zice, dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, n-aveți nicio răsplată de la Dumnezeu, ca așa fac și păcătoșii. Dacă faceți bine doar celor ce vă fac bine, n-aveți nicio mulțumire, pentru că și păcătoșii fac la fel. Și la fel și cu împrumutul. Adică în momentul în care facem doar ceea ce așteptăm să ni se facă, uh, suntem cumva în, în, sau facem ceea ce ni s-a făcut, este suntem într-o Hai să spunem într-o parte, într-un con de umbră, ca să fiu într-un con de umbră în fața lui Dumnezeu. El, din potrivă, ne spune să luăm inițiativa. Cu asta începe Evanghelia. Ceea ce vreți să vi se facă, faceți voi oamenilor. Cum vreți să se comporte oamenii cu voi, comportați-vă și voi la fel. Noi ne-am învățat tot timpul să așteptăm, vedeți, o chestie psihologică. Să așteptăm. Să văd cum, ce, cum se comportă cu mine. Vorbește frumos. Dacă vorbește unul, vorbesc și eu frumos. Dacă mă salută, salut și eu. Dacă nu știu ce face, fac și eu la fel. E Hristos, pe noi, cei ce vrem să fim creștini, ne pune înainte sau ne pune să facem un pas în față. Să salutăm noi primii, de exemplu, inclusiv pe cei pe care noi suportăm. Să facem noi binele, să venim noi în întâmpinarea celorlalți. Și Dumnezeu va da gânduri celorlalți să facă la fel. Uh, practic, asta este, cred eu, schimbarea esențială pe care o aduce aici, Hristos. Să nu aștepți și să te comporți după cum ți se face, ci să faci tu după cum vrei să ți se facă. Vrei să fie bine? Fă bine. Vrei să fii iertat? Iartă și tu. Vrei să nu fii judecat? Nu judeca nici tu. Și așa mai departe. Este, dacă vreți, uh, avangarda da, pe care Hristos. În care pe noi Hristos ne pune, ca și creștini, avangarda unei societăți sau a unei lumi care ar trebui să se schimbe, care ar trebui să-și schimbe uh, modul de a ne comporta unii cu ceilalți. Dacă nu începem noi și doar așteptăm să o facă alții, nu o să se întâmple lucrul acesta niciodată, pentru că zice Hristos. Și păcătoșii și păgânii fac la fel. Și ei sunt, din nefericire, majoritari în această lume. Ca să dăm noi exemplu. Cred că este uh, chemarea de bază, aș spune, a creștinului. Fii tu prima dată exemplu prin cele pe care le spui, prin cele pe care le faci, prin cele pe care le, până, le trăiești în viața ta și ceilalți se vor adapta la tine sau vor încerca și ei să facă la fel. Uh, în schimb, dacă noi zicem, m-a înjurat, păi le înjur și eu, nu mă salută, păi întorc spatele, nu mai vreau să știu de el. Putem să mergem la biserică, putem să fim prezenți acolo, știți, în primul rând, ca să zic așa. Dacă nu se schimbă nimic în sufletul nostru, nu, nu avem nicio haznă de, sau nicio bucurie duhovnicească. Vă dau un exemplu din biserica unde sunt acum. Acum câteva săptămâni, o femeie care venise. Și ea pentru prima dată la biserică sau poate a doua oară la biserica aceasta la Sfânta Liturghie și care a dorit să vină mai în față să audă să vadă slujba mai bine și să eu știu să fie mai prezentă și a pus și a poșeta pe un scaunel acolo și apare din mulțime o doamnă uh, vorba cântecului de la Uriah Hip Black uh, Lady in Black o doamnă negru din cap până în picioare cu două baticuri înfășurate în jurul capului, cu uniforma ortodoxă clară, negru, din cap până în picioare. Problema e că femeia respectivă avea și privirea neagră, știți, așa încruntată, încrâncenată. Vine, se proțăpește în fața doamnei ăstea și zice, ăsta e locul meu să pleci de aici. Eu de 12 ani vin în biserica asta și ăsta e locul meu. Și am stat să mă gândesc, Oare Evanghelia asta despre care ne zice Hristos să ne iubim vrăjmașii și noi nu suntem capabili să tolerăm ceva ce ne preează un disconfort, o putem aplica? Adică vide de 12 ani în biserică, mai și spui că vide de 12 ani, vin în biserică asta și ăsta e locul meu și tu în 12 ani n-ai învățat nimic din cele pe care ni le spune Hristos? N-ai învățat să te orientezi către aproapele tău și nu doar către ego-ul tău personal, este așa, știți, un semn de întrebare. Pentru ce ai venit? Sau de ce vii de 12 ani la biserică? Doar să bifezi că ai fost prezentă? Avem cumva impresia, unii dintre noi, că uh, la judecată Hristos va avea o condică de prezență, cum semnăm noi în fiecare dimineață, cei care o facem da, și avem un serviciu normat, ca să zic așa, și semnăm, vin la 8, plec la 16, 24, 25, 27, a, sâmbăta și duminica sunt liber, dar când vine ITM-ul sau mai știu eu cine vine în control, ia condica și zice, bă, tu n-ai fost acolo și n-ai fost nici în delegație, nici în concediu. E, Dumnezeu nu are această condică, să fim bineînțeleși. Nu după condică ne va judeca. A, trei duminici din an, -ai, ai lipsit, pa, dispar de la ușa raiului. Că ai lipsit trei duminici, păi se poate? Nu ăla este criteriu, da, ne spun Sfinții Părinți, este esențial să, particip la, să participăm la Sfânta Liturghie, dar nu este suficient. Nu este suficient să fiu acolo stâlp de haine negre, uniformă, creștin-ortodoxă și inima mea rămâne împietrită și ia culoarea hainelor pe care tot le port ca să arăt cât sunt de smerită și cât sunt de, hai să spunem, pun cenușă în cap. Despre asta este vorba. Trebuie să ne obișnuim, dragii mei, ca gesturile mici să începem să le facem către aproapele nostru. Că nu o să putem începe cu cele mari. Că dacă cineva vine și strage doi pumni, evident nu o să poți să-l iubești și să zici, mamă, ce te iubesc că mai bătut. Deși, deși, hai să vedem de unde pleacă Hristos în Evanghelie. Ia uitați ce spune El înainte. Vai vouă, când toți oamenii vă vor vorbi de bine, că tot așa făceau și prorocilor mincinoși părinților. Iar voi, ce ascultați, vă spun, iubiți pe și voștri, faceți bine ceea ce vă urăsc pe voi. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, mă rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Celui ce te lovește peste obraz, întoarce-l pe celălalt. Pe cel ce ți-a -ți haina, nu-l împiedica. Să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere dăi și de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. Asta este preambulul, da? Gândiți-vă a dat pil de Mântuitorul? Nu, a dat porunci. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine cel ce vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă blastimă. Arătați-mi pe cineva care e capabil să zică mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai smerit. Și să zici, binecuvântat fi că prin gura ta blestemată și prin blestemul tău, Dumnezeu m-a smerit pe mine. Și m-a făcut cumva să mai îmi calc pe mândrie, pe orgoliu, pe părerea de sine. și poveste. Dar știți vorba Părintelui Crăciun, Dumnezeu să-L odihnească cu Sfinții. Astea nu sunt îndemnuri, dragii mei, pentru creștini, sunt porunci. Dumnezeu nu ne spune ar fi bine să faceți așa ca să vă mântuiți, ci El ne spune așa trebuie să faceți ca să vă mântuiți. Și atunci, uitându-ne la noi înșine, fiecare în parte, ne putem da seama oare cât suntem de departe de a împlini porunca Evangheliei. Cât mai avem de lucrat la noi înșine? Că știți sunt mulți deprimați în jele noastre. E adevărat, asta este societatea în care trăim, ne, fricile de toate felurile, sărăcia, bolile toate generează depresii. Prima dată niște îmbolnăviri așa mici sufletești, niște angoase, niște frământări, care dacă nu le băgăm, nu le dăm importanță și le lăsăm să ne ne vor deveni depresii, depresiile, eu știu, vor deveni niște boli psihice, așa și așa mai departe. Și mergem uh, când avem depresii la psiholog și plătim 2 300 de lei pe ședință, atenție, ca să ne asculte și să ne ofere niște instrumente de control a depresiei. Nici o, nicio problemă, să nu credeți că am ceva, Doamne ferește, cu psihologia. Eu, la rândul meu, trimit cazurile mai grave pe care îmi dau seama că n-am cum să le gestionez, le trimit la psiholog. Și primesc, la rândul meu, de la doi psihologi din DEVA, e adevărat, doar de la doi uh, oameni. Cărora le spun, da, aveți niște probleme, dar trebuie să mergeți să vă spovediți că, pe lângă problemele psihice sau psihologice, aveți și niște lacune sufletești. În fine, dăm așadar o tonă de bani la psiholog care să ne învețe nu să ne iubim vrăjmașii, din potrivă, să ne creștem stima de sine. A venit cu ani în urmă la mine o doamnă, care avea într-adevăr niște frustrări foarte mari din adolescență, apoi din prima tinerețe, abuzată de soț și așa mai departe, care trăia în niște frici, niște angoase ne... pe care poate nu, multă lume nu le cunoaște, dar multă lume trăiește cu acestea. Și s-a dus, da, cum spune manualul, la o doamnă psihoterapeută, atestată, clinician, care i-a dat să facă niște exerciții de creștere a stimei de sine. Și ce făcea doamna respectivă? Mergea în fața oglinzii, se contempla pe sine însăși și spunea, sunt deșteaptă, sunt capabilă să-mi văd de viața mea, sunt frumoasă, sunt stăpâna vieții mele, sunt așa, sunt așa, sunt, 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 sunt. Cu aceste exerciții practicate un an de zile, a ajuns în pragul psihiatriei. Până în momentul în care N-a ajuns la spovedanie pentru prima dată, și mai apoi să se integreze într-o viață de spovedanie, de împărtășire, de liturgie, n-a scăpat de toate aceste probleme. Dar de ce? Pentru că spovedania, liturgia și împărtășirea uh, au făcut-o, au determinat-o să renunțe la sine și să se umple de Hristos. Când te umpli de Hristos, când trăiești viața ta pentru Hristos, păi nu mai contează ce îți spune ăla. Nu mai contează că te pocnește, nu mai contează că îți vrea rău sau că îți face rău, pentru că tu ești orientat către împărăția lui Dumnezeu. Vezi, zice, bat-te câmpii popa duminica asta. Nu bat câmpii deloc, dragii mei. Viața acestei femei care își ridica stima de sine la niște cote îngrozitoare și care uh, se auto-învăța pe ea ceva impropriu firii omenești, să fie stăpâna vie propriei vieți. Ce zicem noi în postul mare? Că mi-am să aminte, în rugăciunea Sfântului Efrem Siru, Doamne și stăpânul vieții mele. E, aceea este o atitudine cu adevărat corectă în fața lui Dumnezeu. Stăpânul vieții mele, Dumnezeu, nu sunt eu. Duhul mândriei, al grăirii în deșert, al iubirii de stăpânire, nu mi-l da mie, zicem în aceeași rugăciune. Adică dăm, Doamne, smerenie, dăm să, să mă lepă, da? Am vorbit duminica acum două duminici, trei, iertați-mă, despre lepădarea de sine. Am vorbit despre lepădarea de sine. Așa se face. Încet, încet, exersând iertarea vrășmașilor. Exersând nerăspunderea răului cu rău. A, nu pot. Temperamentul îmi spune să ripostez. Bun, atunci îl chem pe Hristos în ajutor. Doamne, miluiește-mă. Doamne, iartă-mă. Doamne, curățește-mă. Doamne, dă-mi putere. Fără Hristos nu pot pune în aplicare Evanghelia, dragii mei, să fim bineînțelegătiți. Noi povestim aici multe, dar nu pot să eu să mă duc să zic gata, de astăzi eu îmi iubesc toți vrăjmașii și mă duc și le pup mâna că m-au pleznit, nici într-un caz. Dar dacă mă integrez încetul cu încetul într-o viață liturgică, într-o viață duhovnicească, care mă rog, postesc, merg la liturgie, mă străduiesc să citesc din Sfânta Evanghelie și așa mai departe, încet, încet Hristos va lucra în mine și voi putea să-mi depășesc acele porniri instinctive de a răspunde răului cu rău și așa mai departe, care, care, până la urmă ne sunt nouă date astăzi ca interdicții prin poruncile Mântuitorului. Despre asta este, dragii mei, Evanghelia și până la urmă este viața creștinului. De ce? Zicem așa, ia uitați, răsplata voastră în momentul în care împlinim aceste porunci, da? adică, hai să spunem, hai să luăm un caz hai să, extrem, da? șeful mă dă afară, împotriva oricărei logici. Mă dă afară, are ceva cu mine și, bineînțeles, mă revolt. Este nedrept, este a, îmi sare țandra, aș face orice, la aș strânge de gât. Și mi-aduc aminte de această evanghelie și nu îi doresc răul. Nu-i fac rău, nu-i răspund și așa mai departe. Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea un alt loc de muncă. Nu știu, să rezolve el situația. Pentru că cu îngăduința lui, da, șeful m-a dat pe mine afară. Așadar mă rog lui Dumnezeu ca el să rezolve, să-mi deschidă o portiță, o ușă prin care să pot să-mi întrețin familia. Zic și eu, da? Poate nu-i cel mai bun exemplu, dar merge mai departe pe el. Ce voi câștiga? Ce voi câștiga când fac aceasta? Poate că nu voi câștiga stima proprie de sine. Pai, te-ai lăsat călcat în picioare. Păi bărbat ești tu. Păi ăsta face cârpă de ștergi pe jos din tine. Păi tu n-ai un cuvânt de zis. Tu n-ai știu să-i spui înapoi. Tu n-ai putut să-i arăți tu pumnul, să-i dai două, să nu știu ce. Făcând acel lucruri, câștig stima de proprie, da? Bun. Ce, mai, ce aș mai câștiga dacă aș fi răspunzător la rău cu rău? Aș câștiga respectul celor care nu sunt înduhovniciți, și anume păcătoșilor, păgânilor până la urmă, oamenilor care nu îl au pe Dumnezeu. Bine i-a făcut. Băi, ce extraordinar. Are sânge în instalație, vorba unui jargon, da, sau argou, mai știu cum se numește, Ai, a, așa trebuie să te comporți, nu mai trebuie să rabzi, trebuie să faci, trebuie să nu știu ce. Deci toate acestea le-am câștigat. Respectul găștii, da, din cartier, sau respectul găștii de la serviciu, ah, bine a, bine i-a făcut. Dar ce aș pierde? Aș pierde ceea ce ne spune Hristos. Fii celui prea înalt veți fi. Dacă nu răspundem răului cu rău, iată ce ne zice. Răsplata voastră va fi multă și veți fi fii celui prea înalt. Noi vrem să fim fii celui prea înalt? Nu prea vrem. Voi vrem să fim fii lumii ăsteia, ca să nu zic fii ploii în cele mai multe cazuri. Fii lumea acestea. Să ne comportăm cum se comportă lumea, să ne arătăm mușchi, să ne uh, îndreptățim pe noi înșine și așa mai departe. Și ce pierdem? Pierdem răsplata de la Dumnezeu. Nu ne mai numim fiul lui Dumnezeu. De ce spune Hristos că fiii celui preanalt se vor numi? Ne aducem aminte de fericiri de la liturghie. Fericiți făcătorii de pace, zice Hristos, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Doar făcătorii de pace vor fi fiii lui Dumnezeu. Nu cei care se bat cu pumnul în piept că sunt mari ortodoxi și fac război chiar și în biserică, ci doar făcătorii de pace vor fi fiii celui preanalt. Uh, mai departe, după ce am terminat Evanghelia, aș vrea să mai citim încă trei versete, da? Fiți milostivi precum și Tatăl vostru este milostiv. Cum? Adică cum Tatăl nostru ne iartă nouă toate buruienile din suflet și tot comportamentul de multe ori inadecvat și imoral, comportându-ne ca și Hristos, adică cu iertare, față de toți, vom câștiga această calitate de a fi milostiv. Vom, care nu vine așa din, din, din noi înșine. De la noi vine străduința, dar darul de a fi milostiv vine de la Dumnezeu. Hristos și-a iertat, dacă vreți, așa știți, la extrem, pe cei care l-au bătut cu 50 de lovituri de bici, adică pe romani, pe cei care l-au răstignit și care l-au huiduit și l-au scuipat și l-au ucis. Ce a spus pe cruce? Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. S-a rugat pentru cei care-l uciseseră. El este modelul, dragii mei. Dacă noi nu putem să iertăm o înjurătură, o privire urâtă, poate chiar și un gest necugetat sau mai violent, cum putem să ne asemănăm cu Hristos, care a murit pe cruce pentru noi, rugându-se Tatălui să ierte pe cei care l-au omorât? Și mai departe, tot poruncă este, și este ultimul lucru pe care îl citim, nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți și și partea pozitivă. Iertați și veți fi iertați. Deci, vedeți, nu zice, da, există și comandamentele morale, acelea din Vechiul Testament. Să n-ai alți domn Dumnezei, să-și cinstești părinții, să nu fii curvar, să nu fie mardor mincinos și așa mai departe. Dar iată, Hristos vine cu niște comandamente noi. Acelea se reperă, cele din Vechiul Testament, la omul lumii acesteia care trebuia îmbunătățit ca și condiție morală, lucru pe care de altfel l-au făcut și religiile păgâne, hindu și uh, budismul și așa mai departe, taoismul, toate au făcut oameni morali. Ca să depășești în schimb această condiție umană, chiar superioară, chiar aceea de om moral, trebuie să faci în continuare aceste lucruri, care sunt mult mai greu de împlinit. Nu judecați și nu veți fi judecați. Lucru pe care noi îl facem ca să fiu... Uh, tranșant, cred că în fiecare zi. Pe toată lumea l-am la judecat, în primul rând pe politicieni, pe noi înșine, pe uh, prieteni și așa mai departe, pe toți îi judecăm. Și ce ne zice Hristos? Ca să nu fiți la rândul vostru judecați, nu mai judecați pe nimeni. Nu o sândiți ca să nu fiți, adică nu mai dați sentințe, ăla e un prost, ăla e un cretin, ăla e un nu știu ce. Ca la rândul vostru să nu fiți o sândiți. Și partea pozitivă și cea mai importantă, care este de fapt esența Viețuirii creștine, dragii mei, esența este dacă vreți, nu miezul, hai să spunem nucleul de foc al viețuirii creștine. Iertați și veți fi iertați. Asta a făcut Hristos pe cruce, asta ne-a oferit ca exemplu întreaga sa viață pământească, asta trebuie să urmăm și noi, dragii mei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu până duminica viitoare. Doamne ajută tuturor!